cel mai păgubos furt, cea mai extinsă anchetă, cel mai mare prejudiciu adus statului și poporului român, cea mai spectaculoasă recuperare, cea mai prețioasă comoară, brățările dacice de la Sarmizegetuza. Povestea lor o vom afla de la oamenii care au adus acasă 13 brățări de aur, care acum, după mai bine de 2000 de ani, ne dezvăluie informații neștiute despre viața celor mai viteji și drepți din neamul tracilor, dacii. Cele 13 brățări care fac parte dintr-un grup de cel puțin 24 de piese similare reprezintă cel mai mare tezaur cunoscut pe teritoriul României din 1837, de când a fost găsit tezaurul de la Pietroasele. După ce peste 2000 de ani brățările din aur au dormit îngropate lângă capitala dacilor, ele au ajuns să fie furate și traficate în America și în aproape toată Europa. Cum a fost posibil acest lucru, vom afla imediat. Povestea acestui tezaur de brățări dacice regale de aur este una pe care aș putea o numi o poveste polițisto-arheologică. Ele au fost scoase din pământ de către mai multe bande organizate aparținând lumii criminalității, a criminalității transfrontaliere, cu o puternică organizare și cu mari resurse. Această investigație este probabil cea mai mare acțiune de acest gen pe care au desfășurat autoritățile judiciare românești, de asemenea, din toate timpurile. Țin în mână cea mai interesantă brățară dacică, pentru că s-a dovedit că a fost singura care a fost folosită. Așadar, acum mai bine de 2000 de ani, această brățară a fost purtată de o căpetenie dacică sau de un preot sau de o preoteasă într-un ritual neștiut. Este un moment solemn și emoționant. Și dumneavoastră puteți vedea brățările dacice la Muzeul Național de Istorie din București, dar ca să le înțelegeți mai bine și să le admirați așa cum merită, trebuie mai întâi să le aflați povestea din spatele lor. Urmărind un fir, procurorii de la Alba Iulia au dat peste altul și întâmplător au aflat de existența brățărilor. Foarte greu însă de identificat și descris, pentru că nu exista nicio imagine a brățărilor și nicio fotografie, motiv pentru care nu au putut fi date în urmărire prin Interpol. Dar lucrurile s-au schimbat în curând. Totul a început în toamna anului 2000, când organele judiciare au început să dețină unele informații privind existența unor tezaure care erau în curs de a fi tranzacționate între braconieri ai siturilor arheologice din Hunedoara, din zona Orăștie, și persoane care se ocupau cu tranzacțiile de bunuri culturale, cu intermediari ai acestor tranzacții care erau din Serbia. Discuțiile au apărut în contextul cercetării unei infracțiuni de omor la Deva. Organele judiciare intenționau să descopere autorul unei infracțiuni de omor și, punând sub supraveghere un grup de persoane din acel mediu, au constatat că, de fapt, aceste persoane aveau preocupări în domeniul tranzacțiilor cu bunuri de patrimoniu. În cadrul interceptărilor s-a aflat, din discuțiile purtate între unii și alții, autohtoni și sârbi, că ei intenționau să comercializeze pe piața antichităților niște bunuri de o valoare excepțională pentru patrimoniul cultural național. O piesă a fost recuperată pe teritoriul țării noastre de Poliția de Frontieră printr-o operațiune superbă sub acoperire. Polițiștii de la Poliția de Frontieră au primit informații că o asemenea piesă se găsește în posesia unui personaj din lumea interlopă de la Deva și au montat o acțiune care
ar fi apărut niște boși ai mafiei ucrainiene care erau dispuși să cumpere piesa sau piesele. Au fost obținuți chiar 130.000 de euro adevărați, nu bancnote false, și potențialul vânzător a fost dus în Ucraina în vila unui așa zis boss. În fine, operațiunea foarte complicată a trebuit să se termine cam abrupt, pentru că vânzătorul român a fost fie informat, fie a avut anumite suspiciuni. Când vânzătorul a dat semne că nu mai vrea să participe la negocieri, operațiunea a trebuit să se termine brusc prin imobilizarea lui printr-o luptă corp la corp, violentă. Piesa a fost recuperată și adusă la Baia Mare, la Dicot. Fiecare caz a fost o istorie care ne-a consumat până la epuizare energetică. Cum a fost posibil ca bande de hoți bine organizate să sape nestingherite la Sarmisegetuza? Cum a fost posibil ca aceste comori să iasă din țară? Cum a fost posibil ca ele să obțină acte de autentificare și proveniență în străinătate? Aflăm imediat. Da, a fost chiar posibil ca celebre case de licitație să le scoată public la vânzare, iar multe procese intentate hoților să fie atât de mult tergiversate, încât infracțiunea s-a prescris între timp. În continuare, 14 astfel de brățări se află undeva în lume, în mâinile unor bande sau în mâinile unora care pretind că au fost cumpărători de bună credință. Profitând de slăbiciunea administrative, ca să fiu foarte delicat în exprimare, dar fără îndoială și cu diverse complicități, aceste bande organizate extrem de bine și bine dotate și finanțate au efectuat adevărate expediții în zonele împădurite care înconjoară Sarmisegetuza. Aveau călăuze locale, oameni care să sape, tehnicieni și finanțatori și persoane care să le țină spatele. Ei sunt tineri, sportivi, sunt documentați, citesc mai bine decât studenții bibliografia. Unul dintre profesori a exclamat foarte surprins: iată lucrarea profesorului Daicoviciu, unde a fost găsită la percheziție. Primul tezaur de brățări cunoscut a fost găsit în primăvara anului 1999. O piesă din acest tezaur a și fost scosă la vânzare în decembrie 1999 în Statele Unite de către o mare casă de licitație, Christie's. Casa de licitații Christie's, spre exemplu, din New York, a pus la vânzare prima astfel de piesă, care a fost furată din dealul Grădiștii, foarte aproape de incinta sacră a Sarmizeghetuzei Reghia, împreună cu 800 de monede pseudolisimac de aur. Acea piesă a fost pusă în vânzare în decembrie 1999 la Christie's. Există și acum catalogul unde poate fi consultată. Nu a fost vândută acolo pentru că există și o anumită tehnică să fie cumpărată după vânzare piesa, pentru a nu se ști cu claritate cine este persoana care a cumpărat-o. Ea n-a fost cumpărată de nimeni, a fost restituită persoanei care a pus-o la licitație. Și noi știm acum, după 10 ani de anchete, știm cine este acea persoană. Iar acea persoană, probabil că a vândut-o pe lângă licitație unui mare colecționar care a cumpărat-o. Acum, casa de licitație a fost întrebată cu ce ocazie au vândut un bun furat, iar ei au răspuns foarte senin că nimeni nu a spus că acel bun este furat. Două brățări surori au fost descoperite în aceeași groapă. Una a fost botezată Mica Pariziană și cealaltă Mica Neorgheză. Ce traseu incredibil a urmat după ce 2000 de ani Mica Pariziană a stat îngropată la Sarmisegetuza, aflăm imediat. La vremea când această piesă era expusă la vânzare, eu lucram în acest birou cu ofițerii Poliției Judiciare de la București și în timp ce lucram pentru strângerea probelor în aceste dosare, am primit
o informație telefonic. În acest moment, una dintre piesele pe care le căutați se află la vânzare la Grand Palais Paris. Ce mai e? A fost șocul emoțional specific. Noi lucram din toamna anului 2004, iar ofițerii de poliție începuseră prin 2001 și ei încă nu văzuseră o astfel de piesă decât în fotografii. Acești ofițeri ai poliției judiciare și-au contactat imediat colegii lor, fiindcă există un atașat de afaceri interne în fiecare dintre marile capitale ale Europei și acolo am avut șansa de a găsi un profesionist care era atașat de interne. El imediat a contactat serviciul specializat al poliției franceze și ne-a transmis telefonic imediat ce ar trebui să facem noi. O cerere de comisie rogatorie pe care am redactat-o imediat, am tradus-o în limba franceză și am transmis-o pe internet instant. A doua zi, la orele 11, ofițerii poliției judiciare de la oficiul specializat franțuzesc s-au dus direct acolo, l-au găsit pe domnul care reprezenta o casă de licitații din New York, l-au întrebat de unde are piesa, un american, de unde are piesa. El a spus că este al unei persoane din Germania, un cetățean german care este proprietarul. Și imediat a fost ridicată această piesă. Colegii francezi au cerut relații colegilor germani. S-a făcut imediat o percheziție acasă la persoana respectivă, la care s-a găsit o fotografie. Dar acela spunea că o are moștenire de la bunici. Nu avea cum să aibă moștenire de la bunici, el nu, numai dacă ar fi avut bunici daci. Și expertul francez ne-a spus că tipologia de realizare aparține acestei epoci a regatului dac. Și nu numai atât, analizând materialul din care piesa a fost realizată, au reușit să stabilească faptul că este un amalgam de aur cu argint, cu alte metale, care este specific patrulaterului de aur al munților Apuseni. Este zona exploatărilor miniere din munții Apuseni. Urmărirea încă nu s-a terminat, o să vă minunați de ce s-a întâmplat în continuare. Una dintre brățările dacilor, botezată Mica New-Yorkeză, a trecut din mână în mână. A fost ascunsă într-o mașină și a zburat cu avionul în Statele Unite. Cum au reușit autoritățile să o aducă înapoi, vedem în continuare. Un colecționar din Statele Unite a anunțat că el deține o astfel de piesă și dacă ar vrea autoritățile române să o vadă, el o are cu factură, cu tot ce trebuie, să îi spună și lui dacă cumva o fi aparținând patrimoniului cultural al României, că atunci el este dispus, conform Convenției UNIDROIT, să o restituie. E bine, el într-adevăr a trimis-o, a pus-o la dispoziția autorităților române la un expert din Germania și experții români au mers să o vadă, dacă într-adevăr au văzut că era surioara acestei piese și ea a fost botezată tot de experți laptii new-yorkez. Din biroul procurorului Lazar a mers direct la Sarmisegetuza. Părea aproape incredibil ca o asemenea comoară să poată fi furată din situl arheologic, dar așa a fost. Aici, în zona Sarmisegetuzei Regia, hoții au descoperit brățările dacice care acum se află la Muzeul Național de Istorie a României. Aici, la poalele muntelui Godeanu, poate cogaionul dacilor, cine știe, oricum, zona este ea însăși o comoară. La circa 20 de metri de zona sacră a Sarmisegetuzei și acum se mai vede groapa din care au fost furate brățările dacice împreună cu sute de monede de aur. În anul 2000 a fost detectată, descoperită ceea ce noi astăzi numim cu atâta mândrie Mica New-Yorkeză. Și alături de ea câteva sute de monede de tip de aur, de tip Lysimach. Practic acest loc este un punct limită
înspre incinta sacră, înspre zona sacră, a descoperirilor, marilor descoperiri de aur din această zonă. De aici, practic, începe zona în care au fost descoperite toate cele 13 brățări, 12 răscumpărate și una recuperată de către statul român, zonă care se află unde altundeva decât la picioarele Godeanului, probabil muntele Sfânt al Dacilor. Godeanu Cogaion. Cogaion, exact. Avem multitudinea de temple, avem o antropicitate extraordinar de bine dezvoltată și avem această cantitate uriașă de aur. Discutăm de zeci de mii de monede de aur, de alte valori care au fost, se pare, depusă ofrandă Zeului Suprem. Aici este vorba de aur, aici este vorba de patime, aici este vorba de blesteme. Aici este vorba de foarte multă energie depusă pentru a le trafica, pentru a le descoperi, pentru a te îmbogăți rapid. Toată zona asta este împânzită de oameni care au căutat odată și odată sau mai caută încă aceste comori. Mirajul îmbogățirii rapide funcționează probabil de la retragerea aureliană din Dacia, când se știa și din generație în generație s-a transmis că Decebal și Dacii au ascuns valori uriașe în pământ. Și așa este. De când a început să fie căutat aurul aici? Probabil că aurul este căutat din perioada imediat după retragerea aureliană. Așa de vreme? Comora lui Decebal, da, categoric a stârnit acele patimi ale localnicilor și nu numai a lor. Avem câteva mărturii foarte importante din istorie care dovedesc faptul că romanii n-au adus o cantitate fabuloasă de aur de aici, dar nu au dus totul. Da. Dacă ne întoarcem în secolul XVI la faimoasa comoara lui Martinuți din Albia Râului Strei, când niște luntrași valahi au descoperit într-o peșteră 400.000 de monede de aur de tip Lizimach și Coson, păzite, atenție, de doi șerpi de aur plini de monede. Ce pot fi acei șerpi de aur? Altceva decât prima atestare documentară a unor brățări de aur. Da? Șerpi de aur. Așa li se spunea în anii 90 acestor brățări și în zonă, șerpișori. Povestea nu s-a terminat. La casele de licitație apar în continuare monede furate de la Sarmizeghetuza. Apar monede coson de aur, monede Lisimach și așa mai departe. Și noi le putem demonstra acum groapa de unde au fost furate, surioarele lor care sunt la Muzeul Național de Istorie a României și le putem demonstra că bunurile acelea au fost bătute cu aceeași tanță, au același sol pe ele și le revendicăm. Autenticitatea și proveniența fără dubiu a brățărilor au fost certificate independent în trei laboratoare de prestigiu, în Statele Unite, la Louvre și în România. Cu toții au demonstrat științific faptul că aurul provine din zona Orăștie și brățările au fost produse aici. Brățările au fost produse printr-o tehnologie neobișnuită pentru ceea ce se cheamă arta bijuterilor din antichitate, folosindu-se aur nerafinat, deci aur brut provenit din spălarea prundișurilor și nisipurilor râurilor din Transilvania. Este vorba atât de pulbere de aur, cât și de pepite, de mici bucăți de aur nativ, care au fost încălzite nu foarte tare, nu până la punctul de topire, până la punctul la care materia era uscoasă. Apoi lingourile au fost ciocănite și transformate în brățări și în faza finală s-au aplicat decorurile cu ajutorul dantiței gravorului și cu ajutorul unor poansoane. Și în cele din urmă brățara era rulată, fie pe dimensiunile unui potențial purtător, fie erau brățări brute cu un număr mic de spire, care apoi erau ajustate
în funcție de cui erau destinate. Dacii nu au fost niște sălbatici care așteptau să fie civilizați de romani. Dimpotrivă, bogăția, luxul și rafinamentul capitalei Sarmisegetuza și a teritoriului deținut de ei i-au făcut pe romani să nu se lase până când nu îi vor fi cucerit. Pe fondul exageratei latinități a poporului român, evident că Dacia și civilizația dacică și cetățile dacice în general au rămas într-un cont de umbră. Dacia era o mare civilizație, era o formă statală. Pe acest teritoriu pe care noi astăzi îl numim România, este prima formă statală. Dacii erau altceva decât cei zugrăviți în filmele lui Sergio Necolescu. Cum erau dacii? Dacii erau frumoși, dacă vreți. Da, este o părere subiectivă. Era un popor nu foarte blând. Atunci când trebuia să se războiască, se războiau. Păi, în definitiv, dar primul război de expansiune din istoria noastră a fost cel din timpul lui Burebista, nu când a trecut Dunărea. Adică am avut și momente de genul ăsta. Mai treceau Dunărea, de când în când. Dar de ce treceau? Pentru că la malurile Dunării ajunseseră romanii, da? Brățările sunt valoroase nu numai datorită greutăților în aur sau faptului că au fost produse acum mai bine de 2000 de ani, ci și pentru că ne aduc informații noi și neprețuite despre daci, despre care aflăm că au fost un popor evoluat, cu o viață socială și culturală nebănuite. Dacii au trăit probabil sub imperiul unei frici față de intervenția zeilor pe care au încercat să o facă mai favorabilă prin sacrificii de obiecte absolut impresionante. Când găsești o depunere de 3000 de monede de aur însemnând circa 24 de kilograme spre 26 de kilograme, când ai depuneri de 10-12 kg de aur sub formă de brățări, când ai mii de monede de argint însemnând uneori până la 300-400 de kg într-un singur loc, trebuie să te gândești că acest popor a trăit sub o presiune teribilă și raporturile lor cu multipli zei, pentru că sanctuarele de la Sarmisegetuza conțin mai multe temple, arată niște oameni care se așteptau la ceva și încercau să își modifice soarta prin cumpărarea bunăvoinței zeilor. Cui au fost ele destinate? În ce scop au fost produse? Pentru cine? Au fost produse unui număr foarte mic de indivizi care făceau parte din familia regală. Erau purtate ca simbol foarte important la ceremonii, dar cele mai multe dintre piese au fost oferite zeilor. Au fost produse într-o perioadă mai mare de timp. Nu foarte mare. Undeva în timpul domniei lui Burebista sau în vremea primilor săi urmași. Deci prima jumătate a secolului I înainte de Hristos este perioada cea mai probabilă de producere acestor brățări. Capetele lor sunt decorate cu dragon în aripați. Întotdeauna aripioarele sunt foarte bine marcate prin niște hașuri care redau penele. Și sunt două tipuri de dragoni. Dragoni, ca să zic așa, pentiformi, adică cu corpul ca și cel al șerpilor. Și alți dragoni cu blană. Cum e acesta? Da, cum este acela? În care gravorul redă prin linii curbe pilozitatea acestor dragoni. Aceasta este povestea unei comori neprețuite. 13 brățări de aur dacic, o comoară inconfundabilă care aparține poporului român și o istorie care este departe de a se fi sfârșit. Toate anchetele sunt importante. E important să clarifici starea de fapt și să încerci să faci dreptate cuiva care este prejudiciat. Dar istoriei naționale, poporului român, merită să-i facem dreptate. O pagină din istoria națională care a fost ruptă, mototolită și aruncată la coș. E bine, colegii care au lucrat în această echipă au căutat pagina aceea pe unde au putut, au luat-o, au netezit-o frumos și au pus-o în cartea de istorie a poporului român.